Pace și bună ziua! Astăzi facem fasole cu ciolan pentru mâine. Mâncăm și astăzi, mâncăm și mâine. Și mâine, dacă o să primim musafiri, le servim cu fasole. Pe cine? Pe soacră ta, pe prietenul, da. Pe bunica, pe cine știe. Punem în oala cea nouă, am spălat-o. Oala cea nouă, lui mami. Care e foarte încântată. Sperăm că e până la capăt încântată. Acum Dumnezeu să-i dea numai spor cu mâncare, că prima fac păsulă în ea. Și sporește. Acum punem apă. Bine, eu fac o cantitate mai mare. Dumneavoastră puteți să faceți mai puțin. Câte păsulă ai aici, mami? În jur de... Nu-i un kilogram, că eu am pus-o, dar s-o umflat, știi? Și nu-i un kilogram. Dar 5-600 de grame, da, cam așa. A, uite, asta tot e subiectul când faci fasolia, că zice oamenii, oh, dar n-ați aruncat apa să nu faceți gaze și așa mai departe. Deci mami o lasă, dă cu sara în apă și iasă toate gazele alea și să aruncă apa aia și o mai clatră odată. Vă dați seama... Cum ar fi dacă arunci toată dulceața, toată bunătatea din ea? Zic eu, părerea mea, că tot ce e bun, arunci. Nu arunc. Eu nu arunc. Uitați aici, fasole la mine e umflată, vedeți? O stat în apă și acum o pun odată cu ciolanul, cu toate. Arată ciolanul. Stai. Nici nu-l tai. Așa vreau să-l prăjesc. Aude. Și pe o parte, pe alta, așa roata. Cât a fost kilul, doamnă? 8 lei, parcă. De la Kaufland am luat și a fost la promoție și a fost 8 lei, că de-aia l-am luat. Serios? Da. Așa este. Și sincer să fiu, hai dar mai încoace. Ăștia au fost 5 lei, le-am luat pentru câini. Pentru câini le-am luat. Și acum o să fim și acum le pun în fasole și la câini le-am luat pui. Da. Pui le-am luat, sincer. Ce astea sunt de la șoancă, cum am tăiat afumătura deasupra. Și acum eu o pun aici. Îi dă gust la fasole. Și ăsta rămâne în fasole, așa. Și ciolanul o să-l prăjesc. Și toate le punem odată. Ce miros frumos are ăsta. Șoanca. Uh-huh. Am mâncat o bucată de șoric din anul de la șoancă și până am ajuns la Gema am reușit să-l mănânc. Că am fost după Natalia. Natalia a fost cu Angela logoped. Data trecută mai repede ofert fasolea decât ce am pus, nu mai țin minte ce am pus. Dar știu că ofer mai repede. Și să știți că nu-i fasole de la noi, e din Egipt. Așa au scris acolo, fasole din Egipt. Și asta la fel? Da. Și dacă fierbe iară tot așa? Tot așa fierbe. Nu-i prea repede să punem împreună. Nu mi-i bai, fiindcă eu ăsta o să-l mai prăjesc un pic. Eu lasă fiarba acolo, dar nu o să las acolo. Până la cap. Până la cap. Și nu mi-i bai. Când e fasolea fiartă, renunțăm. Numai că las acolo să intre gustul ăla de la carne în el. În fasole, știi? Ce spun eu? Aș vrea să ne spuneți de ce să mănâncă ciolan cu fasole de 1 decembrie. Că eu nu știu. Mami, tu știi cumva? Nu știu. Am fost să-mi iau cănuță și nu mai este. Mai mică ca asta? Tot ca asta. Tot de sora ei, dar nu a mai fost. Am mai vrut și pe sora ei? Da. Am vrut fiindcă... Asta o am pentru apă. Și aia l-am de pentru ulei. Și aia l-am vrut să fie pentru ulei, da? Dacă nu mai fost, asta e.
Acum o lăsăm acolo să fiarbă, verdețul o să pun eu peste jumătate de oră, o oră. Acum punem capac și atât. Pe revenim. Curând. Ok, filmez. Zici ceva, mami? Vă spun ceva, ceva frumos. Mâine facem cârnați, chiar de 1 decembrie. Și o să avem și invitați. Și eu, pe invitați, o să le aștept mâine cu ciolan și fasole. Aoleu, înseamnă că nu mâncăm astăzi fasolea cu ciolan. Ba da, fiindcă tu ai aici, uite. Tu ai aici ce mânca, astea, știi? Astea mici. Astea mici, uite așa. Așa, și ciolanul ăsta mare, avem un musafir, da, și așteptăm musafirii. Deci aici s-o fierți, mami, nu? Da, imediat. Cam o oră. Da. Vă spun sincer, ați văzut că am pus odată cu ciolanul, fasolea. Și am vorbit la telefon, că de-aia știu să vă spun că mâine o să avem invitați. Și când am venit înapoi de la telefon, uitați aici. Vă arăt acum ca să vedeți. Fasolea e fiartă complet. Și eu n-am apucat să pun ceapa și morcovul. Dar astea fierb repede și n-are nimic ca fasolea dacă e așa fiartă. Ați înțeles ce vreau să vă spun? Da. Deci așa fasole, dar trebuie să o căutați. E din Egipt. În Egipt, ok. Las că vă trimite prin poștă. Glumesc. Acum mă grăbesc. Tai repede. O doamnă sau cine a fost, nu știu, a spus că nu e nevoie ca să... Du-te să vezi în Nicolae. Nu-i nimeni. Du-te să vezi că lată câinele cam insistent. Pă, angiu lătrat. Da? Da, a fost de ridicat siguranța, că avem o siguranță care o lasă duhul și pică la orice... Tensiune puțin mai înaltă. Dacă mere mașina de vase și mașina de spălat amândouă odată, cade siguranța. Da, da, acum vă că cade numai de la cuptor. Da? Da. Că și Angie vrea să facă o rețetă și... Angie vrea să facă paste la fiică sa. Da. Fiindcă ea nu servește fasole. Niște paste super delicioase. Deci ea nu mâncă păsulă cu noi. Natalie nu prea mâncă carne. Nu. Ei îi place orez, îi place macaroane, îi place hamburger, îi place pizza, îi place supiță cu tăiței sau cu găluște. Da. Îi place cârnați, îi place grătar, șoanca. Și așa e carne, dar carne așa grătită nu prea, e pentru ea prea plictisitor. Nu, gătită nu. Numai în supă dacă îi dai un pic așa. Nici aia nu prea. Mai servește. Acum chiar îmi pare rău că ofer fasole așa repede. Sincer. Cât am vorbit eu la telefon, dar eu nu am vorbit așa mult. În 20 de minute a fost gata ceapa, fasolea. Nu știu ce deci fasole. Deci câte începe? 2, 4, 5? Nu mai pun, că, dar totuși trebuie pus să fiindcă o locul așa mare. Nu, păi lasă, care ce să mânce mâine? Da, ciolanul ăla las pe când vine. Da, fasole o fi destulă? Da, surpriză, nu spun cine vine. Bine, acum o ce vă dare ochii. Așa, nu. Îi face acum curioși. Mai crede că vine Anca și Mirela. Nu vine Anca și Mirela. E numai de aici, de Timișoara. Șterge de că tot în sud ochelarii tăi de la lacrimi. Să taie ceapa. Știi, asta e când te grăbești, știi? O taie așa mai subțire, ca să fiarbă repede.
dacă tot te filmezi cu aici apa. A, apropo, o doamnă a spus și poate are dreptate, nu că poate, că este care lucrează și n-are chef să vadă cum stai o ceapa sau vedeturile și a spus că ar trebui să mi le pregătesc de la început, începutul rețetei, ceapa și așa, și atunci să nu mai curăț eu vedeturile filmând. Ea vrea rețeta, că nu are timp să aștepte atâta, dar putea să deruleze, să dea mai departe. Dar știe și doamna. Nu știu de ce m-a spus așa. Că n-are chef să vadă. Mami, dacă facem așa, după aia o să se găsească altcineva. Da, atâtea comentarii am avut care să nu fac așa. Că eu oricum fac. Și oricum vă arăt și filmarea. Și eu oricum tai ceapa asta. Ori că-i filmată, ori că nu-i filmată. Acum iară să avem comentarii. Asta e, nu, ce să fac? Că până la urmă trebuie să mai spui și astea. Noi am închis subiectul ăsta, mami. Noi am pus întrebarea asta de mai multe ori. Da. Și majoritatea au zis că să facem ca și până acum. Exact. Să nu schimbăm nimic, ca așa le place. Dar așa frumos m-a vorbit și doamna, că să nu mă supă, dar ar fi mai bine așa și... Ce știu eu să spun, om? Să fie bine și cu capra și cu varza. Eu am vrut să fac două variante de filmări, că eu pot să fac asta, știi? Să fac filmare scurtă și filmare lungă a aceeași rețete. E chestia numai de editat. Dar știi ce după aia e problema? Că majoritatea care se uită la noi nu sunt așa obișnuite cu internetul, cu tehnica și dacă o să pun rețeta varianta scurtă, după aia nu mai găsește pe aia lungă, știi? Și atunci îmi spune, dar ce e aici? De ce ați schimbat? Deci nu poți să mulțumești pe toată lumea odată. Deci odată. Să faci la fiecare pe plac, să le placă la fiecare același fel. Păi ce să fac, nu? Deci eu nu m-am supărat că m-au pus întrebarea asta, să știți. Eu încurajez pe fanii noștri decât să se uite la un film care de multe ori e o minciună, mai bine să se uite la noi, că tot e real. A, nu obligi tu pe nimeni la așa ceva. N-am spus că oblig, am spus. Decât să se uite acolo, mai bine decoace. Da, dar... Fiecare cum vrea și așa normal face. Că fie cum vrea, dar e o idee. Un film îți te minte, în primul rând, îți creează o stare de tristețe, de anxietate, de așa mai departe. Aici te relaxezi. Mai te ia somnul, mai te trezești când e gata rețeta, e altă treabă. Așa face și ginerile meu. Problemă. Ingo, îți e cel mai relaxat atunci când eu fac mâncare. Și eu îl înțeleg. Câteodată poate fac și pofte, că el e pofticios. Uite, apete ciolană. E mare ciolană. Oare ne ajunge? Da. Ce e umblat aici la butor? Merge focul, mami. Tu m-ai spus să dau mai încet. Aha. Știi? Da, da. Când ai vorbit la telefon. Da. Și asta am făcut. Da, lasă că uite să risem pe toate. Nu e nicio problemă. Acum o să pun și frunză de dafin, o să pun și piper. Stai. Nu mult, că nu vreau să găsească musafirii piperul. Pun și sare, că acum așa îi fiartă fasolea, nu-i mai să ne fie frică.
pun și un pic din asta lată. Vegetă naturală. Da. Cam cât ai pus, mami, estimativ în cantitate? O lingură. O lingură de sare, o lingură de vegeta. Da, da. Okay. Da. Că vedeți așa numai deasupra, dar e o lingură, nu-i mai mult. Așa și punem și dafii. Așa punem vreo... Ăsta e finalul, că imediat e gata și ceapa și verdețul, le-ați văzut că le-am tăiat foarte, foarte mărunt. Și sper să se facă repede, că fasolica noastră... Mai facem răntaș, nu? Da, da, da. Și are un gust minunat, că i-am gustat. Super. Foarte fain. Super. Și asta să tot mânci. Are și afumătura aia, știi? Aia o să o caute, tati. Cu plăcere. Eu cred că și eu. Da, păi ești copilul lui. Pruncul lui. Pun pe pauză până... Da, da, da. Ok. Ce face mama mea aici? Paul, eu te pus celanul cu un pic de untură de porc. Da. Uitați, nu s-a topit încă untarea, dar n-am mai putut să aștept pădații, că el a fost dincolo la Angi, fiindcă aici, dacă ar fi lăsat celanul ăla, s-ar fi prins fasolea, că deja a scăzut. Uitați, fiartă, n-am cuvinte. Și acum, aici în fasolea asta lăsăm ciolanele astea, astea care stăiate așa, îți bine fierte, o fierți și ăsta, cum îl cheamă, morcovul cu ceapa, uitați, îi fierți. Și acum prăjim ăsta separat. Mira să scadă el când vreau eu. Să mă tragă? Nu. O să fac răntașul după ce termin aici, că n-am loc, vezi? Am vrut aici să pun, nu se poate. Am vrut aici, nu se poate. Da, trebuie să fac răntaș? Sigur, în asta. Ok, interesant. Că am zis că e mai mică, că alea n-am zis mai mari. Dar oare să faci? Cum adică? Răntaș acolo. Dar de ce doamne apără? Ce are? Nu știu, nu. Dar ce are? Nu știu de astea. Mami, ce faci aici în ulița ta asta specială? Da, o fac cu drag. Asta e de la Elveția. Nu i-am adus-o eu. Ea și-o cumpărat-o de la Obor. Dar vă spun sincer că e de la Elveția, că ei îs cu fondue. Și mai spune ceva, ei zice că numai pentru brânza aia folosesc, dar eu uite fac la fasole răntaș. Ok, acum a pus mami pe foc. Da. Și punem ulei. O să pun și untură, dacă vrei. Da, acolo, dar acum eu pun ulei. Zici că asta face elvețienii numai brânza. Da, nu. Nu, filmează să mă vadă pe mine că în asta de brânză eu fac și răntaș la apăsură. Las că le-ai trimit. Trimite-le să vadă. Că uite-te, eu fac răntașul la fasole. Doare să faci? Doamne, dar ce păi am... Păi în suprafața asta, mami, pentru sosuri, știi? Pentru... Da? Da. Da. E emaliată, sau cum îi spune, aha, suprafața aia, știi? Aha. Nu știu. Vedi, bă, că începe să fie ardă. Adică să se... Frigă uleiul. Asta nu prea... Am dat acum încet.
trebui să dau mai tare la hotă. Las, că e bine. Asta e o fasole, n-am cuvinte. Și ciolan, și... afumătură. Afumătură și de toate. Legume. Și vă scot aici să vedeți ce fiartă îi dă bine. Deci acum facem reclamă la... Tigaia elvețeană, de fondiu. Așa. Și noi o folosim la rântaș. Mai am acolo în Elveția o familie care e prieten cu ei pe internet, să le trimit să vadă. Da, trimite-ne! Spune, asta e opera lui maică-mea. Un om atât de inteligent. Și uite, eu unde țin usoarea. Și aia e tot așa ceva. A fost băiatul al lui doamna care am îngrijit-o eu. El era doctor de familie, doctor de familie, deci nu, medicină generală și era și pilot. Pilot de curse internaționale pe avioane din alea mari, mami, care transportă sute de oameni. Da, ai spus. Un om foarte inteligent. Foarte inteligent. Nu știu câte limbi știa și... Da. Om, zic eu, fain, și de familie și... Ce pot eu să spun? Și acolo nu oricine își permite ca să îngrijească la domiciliu acasă, să plătească... E mai scump, mami, la azil. Da? E mai scump la azil, acasă da? E mai ieftin, da. Serios? Da, păi vine străin de la în alte țări, din țări slab dezvoltate, cum e România, cum e Ungaria, cum e Polonia, cum e Slovacia. Da. Și lucră la elvețieni și zice, wow, iau atâția și atâția bani. Dar pentru ei minimul pe economie. Înțelegi? Da. Da. În sfârșit, n-am știut asta. Am crezut că la azil e mai puțin plătești și acasă nu oricine își permite. Oriunde așa în străinătate. Da. La azil ești îngrijit mult mai slab, să zic așa, și plătești foarte mult. Și dacă n-ai cu ce să plătești, scrii casa sau ce deții pe ei și sănătate bună. Rămâne casa acolo. Și, da. Și atunci ei o vinde la licitație sau așa ceva. Nu știu ce fac cu ea. Cum agenție bun. Probabil imobiliară. Că nu rămâne în minus. Da, sigur că da. Uitați ce bine se prăjește ceapa mea. Vedeți? Antigaie pentru pomii. Dar e frumos, așa, tradițional. Elvețienii țin foarte mult la tradiție. Ei păi da, i-am luat-o eu, că m-a plăcut de ea. Ei au casele alea care pentru nimic în lume nu le-ar da jos, fiindcă sunt vechi, sute de ani, da. Și au designul ăla de țară și țin la tradiția lor foarte, foarte mult. Ciolanul l-am prăjit. N-am putut eu să-l prăjez bine, fiindcă era cu soric și soric cu sare. Poate îl mai pun eu mâine în cuptor. Uite, aici au sărit un pic. L-aș pune pe o felie de pită și... Păi da, e aici, dacă vrei să prăjesc. Nu. Vai, ce este mâine. Aici. La mâine. Îl încălzim în cuptor? Da, mâine. da. Să-mi iau una mai mică. Care e aia mai mică? A, pentru... Uite. Nu! No. Poate fi dincolo. Oh, ce bine miros aici. Asta. Lingura de lemn? Nu
Așa e, asta ceapă prăjită. Acum uite ce colonică am, fiindcă până l-am tirat mașina de spălat. Deci, acum punem aici o lingură bună de făină să facem răntașul. Dar eu nu mai las acolo făină să ardă. Am luat jos de pe foc. Și acum punem o lingură bună de boia. Vedeți? Așa. Mai punem aici un pic. Dar o strângem imediat. Numai ca nu boiaua aia, dacă nu se face un pic, să... Gata, am închis. Vedeți? Am lăsat numai un pic. Așa. Și acum luăm de aici, din fasolica asta, minunată, și punem aici. Țin minte că cineva făcea cu apă rece, punea aici păstă răntaș. Nu se face așa, că strici tot gustul alu fasole, fiindcă pui altă apă, apă curată. Păcând aici, iei din fasole direct. M-ați înțeles cum spun? Da. Cum explic eu? Cred că am, mi se înțeleasă. Nu se disipează. Așa. Golim. Deci, oala mea n-are nimica. Vedeți? Cratița mea. Nu s-o prins, nu nimic. Așa. Luăm ăsta de aici, din fața noastră. Mai punem puțină fasole. Aici. No, asta o să rămână mie. Nu mă da așa ceva. Ar fi problemă dacă bagi apă în ea rece. Că... Da, de ce să ai de? N-are nimic. Că e de... E ăsta, e pământ. E din pământ făcută. Nu, mami, din... E... Cum să da? Da, sigur. Tablă ceva. Material, material feros? Da. Așa. Acum trebuie să fiarbă rântașul. Și gata fasolica. Mami, uite că să-i filmezi oala. Da, să vedeți cum a rămas de curată. Uitați. Oala asta e valoroasă și e dat pe ea că 5 lei? Da. Așa ceva puteți să găsiți la second. Iată. Da. Asta e. Mă noroc să aveți. Nu mă noroc să aveți. Aici e gata, uitați, Sofie. V-am spus că mâine o să am musafiri și atunci uite cu ce le servesc eu. Cum că n-ați prăjit? Că vine să facem cânați. Atunci, mulțumim la Tatăl Ceresc, am terminat. Și acum să pun... Cam așa. Cam așa, nu mai mult, cât de pe lângă, pe ăsta. Da. Nu, că nu las să deie pe ăsta. O să iau și asta. O pica și o frânză. Da. Așa. Să șterg aici. Acolo. Deci asta conține foarte mult colagen.
chiar acum ei, că au fost și ciolarnă, au fost și ăștia de aici. Stai că eu vreau să întorc. Da, am nicio șansă. Da, am, uite. Deci asta e cărnița și aici e restul. Îi luăm și piperul ăsta și mai am unul aici. Nu, lasă că nu se bat. Păi nu, că, când mânci așa pofticios cum ești, mai dai și-o două. Dar eu am macaroni dincolo, care nu știu acum ce să fac, să mânc alea, că sunt mai sănătoase. Păi alea le-am făcut pentru fiică ta, nici decât pentru tine. Da, îmi place și sosul de gorgonzola ăla. Pun și varză. Nu mai pune vază acum. Nu, las că pun o ceapă. O pune o ceapă, așa ca la țară. Ca la noi, la Ardeal. Da. Vai, da, ce da? Fain arată. N-ajung la ea. O cepușoară, n-ai găsit? Stai că o iau, numai n-am ajuns la ea. Dar la celanul ăsta trebuie o ceapă mare, nu... Iată-te! Am glumit. Și acum... Da, crezi că pot? Mami, să mânci așa ceva în străinătate, plătești bani grei. Serios? Da. Și acum uitați așa. Așa se face ceapa cu păsură. Da. Știi? Și cu o țară de sare lângă. Știi stai cum? Că-ți arăt. Știi cum zic? Stai că-ți arăt acum. Nu, arată, nu. Hai să vei mai trăiește. Nu știu unde m-am dus cu citerul meu. Lăsă-te-l aici. Așa. Cum să pun eu titlul la mâncarea asta? Ciolan de 1 decembrie? Da. Normal. Așa te văd. De la bunica. Da, da. Aici au lăsat un pic de... De saft. N-are nimic. Da, eu de ce să nu le iau? Da, arată mai bine cu saft. Dar nu-i plastic, e carne. Mai vrea să fie perfecționistă. Păi, dar dacă faci poză, că știu că îi faci poză. Păi, dar ce are dacă are să arată zeamă? Nu vreau să fie așa. Vreau să fie impecabil. Da, îl punem în vitrină. Stai că asta trebuie aici, în față. Aha, asta e copilul lor. Nu mai mânc eu macaroni cu gorgonzola, măi, oamenilor. Stai că m-am mânecat. Aceasta este realizarea mea. M-am mânecat că îmi plouă în gură. Aceasta este realizarea mea pe ziua de astăzi. Mulțumim la Tatăl Ceresc că în fiecare zi ne face... Mai fericit, mai zâmbitori, mai fericiți, cum să zicem. Mulțumim la Tatăl Ceresc pentru toate. Domnul ne poartă de grijă și nouă și vouă și la toată lumea care face voia Lui.
ce să mai spun? Vă dorim numai bine, vă dorim pacea lui Domnul Iisus Hristos să fie cu voi. Să fiți uniți! Să fiți uniți de întâi. Ca România noastră să dăinuiască de acum și până în veci, cât o mai ține lumea asta, da. Și să sporească țara noastră. Să sporească, nu să sărăcească. Aici bine ar fi dacă toată lumea ar încerca să-și facă un croi de viață aici, în România. Știu că e mai greu, că e mai așa, dar cu... Uite, cum reușesc eu, poate Românilor, și alții. Românilor, veniți acasă, că mai bine. Glumesc. Nu-i mult mai bine. Nu se compară. Multe... Nu se compară prețurile de acolo cu prețurile de la noi, Dacianu renunțat chiar la bine, dar nu a fost acasă bine fără el. Dar Dumnezeu să fie cu noi și îi mulțumim la Tatăl Ceresc pentru pasul ăsta care l-a făcut Dacii. Mulțumim lui și o să se integreze și el aici în societatea noastră și Doamne ajută-i pe mai departe. Mulțumim la Tatăl Ceresc că a trecut cu bine toate etapele. Cineva a scris în comentariu, Dacian, cât facultate ai făcut? 3 ani? Nu, 4 ani. Facultatea de asta, în cadrul asistenților medicale, 4 ani. 4 da. Ani au făcut, nu 3 ani. Post-liceal e 3 ani. 3 ani. Da. 3 ani post-liceal, dar el a făcut facultate, 4 ani. Bine, dacă ar fi, dacă nu trebuia să meargă... Nu, mami, nu e așa. La facultatea de medicină, în cadrul medicilor, e altfel. Da, trebuia 6 ani, da? 6, dar altcumva. Altcumva, puteai să faci, dar... Mai intensiv. Nu, mai... în sfârșit. Bine, și așa, mulțumim la Tatăl Ceresc. Eu am și lucrat în străinătate și am făcut școala concomitent. Da. Nu a fost ușor... Nu a fost ușor și am plătit, dacă e până acolo școala. Da, păi normal că am plătit. Da, de pe bănuțul lui ce a lucrat el sărăcuțul și a plătit și în școala, ne-a ținut și pe noi și... Datorie am dat. Da, nu, în sfârșit, lasă așa. Vă dorim numai bine și să ne vedem cu bine, mâine facem cârnaț, cu ajutorul Dumnezeu. O să pregătim cârnaț, am luat 10 kg de carne și o să fie... Așa, să avem de Crăciun, de Anul Nou, să nu cumpărăm din comerț. Să avem noi lucrul nostru. Cum ne place, ce gust ne place, ce... Fiecare cu gustul. Mie îmi place cărnață, da. Da. Și crede că mai mult l-aș lăsa proaspăt decât afumat. Da, știu. Știu. Da. Mai ai ceva de comentat? Nu, că mi-e foame. Îți cuminte! Vă dorim numai bine, pace! Pace!